Pentru renovarea liceului Maiorescu au fost organizate 3 licitații. 2 au fost organizate de primărie din momentul în care lucrarea a fost preluată de aceasta. 6 firme din București, Ilfov, Giurgiu și Cluj s-au înscris pentru a câștiga lucrarea de renovare a celui mai vechi liceu din oraș. Pentru proiectul în valoare de peste 41 de miliarde de lei vechi, primăria a organizat 2 licitații, una la sfârșitul anului trecut și una la începutul lui 2014. Deși lucrările trebuiau să înceapă imediat după desemnarea câștigătorului, acest lucru nu s-a întâmplat pentru că până în prezent o singură firmă a depus 3 contestații. Sunt 6 firme care au participat la licitație. De ce am zis 6? Pentru că una din ele a întârziat cu depunerea ofertei, dar practic noi am primit-o, dar nu s-a desfăcut acea ofertă. Sunt 5 firme care au depus documentația. Sunt firme din Giurgiu, firme din Ilfov, firme din București și o firmă din Cluj. Potrivit viceprimarului Alexandru Vladu, firma care va câștiga licitația are obligația să finalizeze lucrările până la sfârșitul acestui an. Societatea câștigătoare este cea care a acceptat să execute lucrările pentru o ofertă de 70% din valoarea totală. Numele acesteia va fi făcut public mâine după ce vor fi întocmite actele doveditoare. Suntem în analiza celor 5 firme și a documentației economice care s-a depus, practic se va alege, eu știu, cea mai bună ofertă care s-a depus din punct de vedere economic. În cursul zilei de mâine, comisia va da verdictul care va fi firma câștigătoare, după care urmează să înștiințăm firmele respective și cele care au participat și nu au câștigat, dar și firma care a câștigat. Și în termen de 6 zile cât prevede legea, așteptăm eventualele contestații privind această licitație. Deși cele 3 contestații au fost depuse de o firmă de construcții din Giurgiu, ultima încercare de a câștiga ar fi în justiție, deoarece toate cele 3 proceduri au fost respinse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Potrivit edilului orașului, reprezentantul firmei contestatare este un cunoscut politician giurgiuvean care nu dorește ca liceul Ion Maiorescu să fie renovat în acest mandat. Primarul Nicolae Barbu spune că numele misteriosului parlamentar va fi făcut public numai în situația în care acesta va alege calea instanței pentru a contesta firma care a câștigat licitația la Maiorescu. Până când lucrurile se vor liniști, iar firma câștigătoare își va începe lucrările de renovare, elevilor liceului Maiorescu nu le rămâne decât să învețe în aceleași condiții ca până acum.